Tragedie în țara noastră. Un bărbat s-a necat după ce și-a dus câinele să se răcorească în râu. Conform știrile ProTV.ro, tragedie în comuna Cosmești din județul Galați. Un bărbat de 49 de ani și-a pierdut viața după ce duminică și-a dus câinele să se răcorească în râul Siret. Pentru că era foarte cald, a intrat și el în apă. Iar după ceva timp, oamenii de pe mal au observat cum câinele îi păzește hainele, dar stăpânul nu se zărea nicăieri. Pompierii au fost alertați și împreună cu voluntarii de la serviciul de urgență l-au căutat cu bărcile. Pentru că lățimea râului este mare în zona unde intrase bărbatul în apă, misiunea lor părea imposibilă. Localnicii au văzut însă astăzi, după prânz, în apropiere de un pod, corpul neînsuflețit al bărbatului și au sunat la 112. Pompierii au fost direcționați în zona respectivă și au reușit să recupereze trupul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, relatează site-ul știrileprotv.ro.